Slăbdam de mine, ardeer nina, când eu trebuie tot trășem de viață plin și mă ducem acasă o nevastă care mă iubește într-una stăștă gândește când e grabă vin când-ncolo hopa apare Steopa deodată mă înțeles că planul s-a schimbat și acasă n-am să ajung de grabă plătăm de mina îi dat de țină și parcă mult îi trebuie un bărbat care are inima slabă. Am uitat de casă, o nevastă, de data asta, ca întreauna cu mâncare galde, mă aștepta când-ncolo hopa, dispare Steopa. Deodată mă înțeles că planul s-a schimbat și nu și rău s-o șterg acasă, că e dat de mine, cu tante zina, eu nu știu cât băuță, dar băuță mult, și sâmbătază. Doamne, și-o doamnă că știi, cred că nu mă copii. Nu-mi bărbățelul și-l bun, și-mi vreau foame să zi, ei poate nu dovrești, și-la tine să gândești. Și-mi dure foamea să te, ei poate nu dovedești, și-o tine să gândești. Pe unde, Doamne, șede, stă săracul cărcă-n drum. Doamne, și-o tău dacă știi, de poate nu dovedești, cred că nu mă mă copii, și-o tine se gândește. Eu de Doamne șede, și-mi dure foame să fie, de poate nu dovedești, și-o tine se gândește, știu. Bun găsit, dragi telespectatori! Astăzi am alături de mine un artist îndrăgit de către toți românii. Astăzi vom sorbi puțin câte puțin din vorbele lui Pavel Stratean și vom încerca să-l cunoaștem și dincolo de camerele de filmat. Bună seara! Bună seara, bine v-am găsit! Bine ați revenit, aș îndrăzni să spun. Știu că ați mai fost prezent în cadrul unor evenimente la Roman, atât publice cât și private. Da, corect. Și aș vrea să vă întreb, cum ați descrie publicul romașcan? Un public cald, primitor, dornici de muzică veselă, cât și de tristă, pentru că de multe ori piesele triste care le aveam, nu vreau să le cânt, dar mi le cereau, așa că... În melodiile dumneavoastră putem distinge foarte ușor anumite jocuri de cuvinte. Credeți că aceste jocuri de cuvinte sunt primite de către publicul larg? Da, mă gândesc că piesele mele au fost îndrăgite și din punctul ăsta de vedere. Ironii din piesă, a jocurilor de cuvinte care muncesc cel mai mult la ele. Și poate asta și a fost bază, chiar să spun.
cel mai mult timp mi-a luat să fac o piesă unde a avut mai multe locuri de cuvinte. Prin asta v-ați și făcut remarcat. Eu mă gândesc că... Bine, când adunci ironia și tema și sentimentele copilăriei și le aduni toate la un loc, dar jocurile de cuvinte a fost întotdeauna cireașă de pe loc. De unde inspirația pentru piesele atât de aparte, aș putea spune? Inspirația... Pe mine mă inspiră tot. Sunt foarte atent la tot ce se mișcă în jurul meu. Nu știu, mă inspiră din tot ce mișcă în jurul meu. Am înțeles. Știu că ați avut colaborări cu artiști precum Cerebel, Alessia, Capușon... Analescu... Da, cu mulți artiști care abordează un alt gen muzical. De unde schimbarea aceasta a genului, cu a genului muzical cu care v-ați obișnuit publicul? Genul pieselor mele tot spre hip-hop merge. Doar că eu, ținând chitara în mână, n-am putut să spun mesajul care eu am vrut să-l spun prin genul de hip-hop. Dar cineva odată mi-a propus să colaborez la o piesă. I-a plăcut, am lansat o piesă și pe urmă mi-am mai făcut propunere. Dar eu oricum fac mai departe genul care... Albumul nou care am să-l lansez o să semne mai mult de primul album. Dacă tot ați adus vorba de albumul nou, știu că în ultima perioadă cântați însoțit de un band. Acest band se regăsește și pe viitorul album? Da. Da, o să... Lansarea am să o fac cu bandul și cred că majoritatea sau... Mi-aș dori toate concertele să le fac numai cu bandul. Cum se numește acest band? Încă nu se numește. Nu are un nume. Sunt niște prieteni de-ai mei care ne-am înțeles foarte bine. M-au ajutat la o lansare. Nu la o lansare, am făcut un concert, să spun, 10 ani de carieră muzicală. Și am făcut un concert la Chișinău, care m-am înțeles foarte bine și i-au rămas, să spun așa, în bandul meu. Dar o să găsim și un nume care o să dăm. Și în continuare, pe acest album, în cadrul acestui album, o să-l regăsim pe același Pavel Stratan care cântă despre băutură? Nu am atât de multă ironie de băutură în albumul ăsta. Nici n-aș putea să spun, să caracterizez ce fel de album o să fie albumul 5. Dar o să fie și ironie și jocuri de cuvinte și vesele și triste și tot ce a avut și primul și al doilea album. Să înțeleg că însumați o gamă mai largă de caracteristici pentru nou album, de sentimente. Da. Când va fi lansat și unde? Hai să spun așa, până în martie albumul o să fie gata și o să am un turneu în România, în concert, în orașele mari. Un pic mai tare negativ. O, 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 dacă răși viața mea dulcea. E, o, o, dacă răși dulcea.
Niciodată eu nu l-aș mai alăjubi tata. Of, of, dacă ar și viața. Niciodată. Of, of, dacă ar și dulce ca viața. Niciodată eu nu l-aș mai alăjubi tata. Niciodată eu nu l-aș mai alăjubi tata. Niciodată eu nu l-aș mai alăjubi tata. Aș vrea să vorbim un pic despre familie, pentru că muzica este o trăsătură comună, observ. Pentru că și Nelu Stratan, fratele dumneavoastră, cântă. Colaborați când vine vorba de noi piese, de noi albume? Noi ca frații colaborăm în orice, nu numai în muzică. Doar că nu cântăm împreună. El are un gen de muzică, eu alt gen. Nu ne întâlnim la concerte. Dar eu când am o idee, eu arăt lui. El când are o idee, mi-o arată mie. Da. Vă consultați, da, aici vreau să ajung. Da. Da. El e fratele mai mare și când îmi spune o părere, e corect. Dar el știu că este foarte iubit dincolo de Prut. Face furore, aș putea spune. Aici, în România, se gândește să vină cu un album, să își facă simțită prezența și pe meleagurile noastre? Poate. O să... Când o să aibă piesă care o să se gândească să le lansează în România, o să vină. Și dacă tot am vorbit despre familie, nu am putut să nu observ că cei doi copii sunt numiți după două mari personaje ale istoriei, Cleopatra și Cezar. Despre Cleopatra deja o România întreagă o cunoaște și îi știe succesul și a furat inimile românilor, aș putea spune, cu melodia Ghiță, cu care știu că a intrat și în Cartea Recordurilor, pentru cel mai tânăr solist care a lansat un album. A câștigat platina cu această melodie, însă apoi s-a retras ușor, ușor din lumea aceasta muzicală. Va reveni Cleopatra pe marile scene? Anul ăsta în toamna asta o să lansez Cezar, sper să reușesc. Dacă nu se întâmple lucrul ăsta în primăvară și Cleopatra tot se lansează cu ceva. Am mai multe piese pentru Cleopatra, dar cu una cu siguranță o să se lanseze. Și o să revină. Care a fost motivul pentru care s-a retras ușor, ușor o perioadă din lumea aceasta muzicală? Școala. A început școala când
Era la grădiniță, când noi am făcut lansarea, era grupa medie, da, la 3 ani jumate, 4 ani. Și când a început școala, deja mai... Asta, de cel mai mare accent pus pe lecții, pe școală. Deci să înțeleg că în 2017 o să îi întâlnim pe scenă și pe, atât pe Cleopatra, cât și pe Cezar. Poate, poate, nu știu, nu știu sigur cum o să fie, dar Cezar, vă spun că o să, o să încerc, dacă anul ăsta reușesc, să se lansez. Am to-i spus la țară, că-i să vii în gară. Uite, trenul vine, dar tu n-ai mai venit. Știu că-ți arde-a glume, eu mă duc în lume. Uite aici povestea, o lua sfârșit, dar trenul duc. Duc, da eu mă duc, duc, da tu mai stai, stai, stai și fă ce vrei. Dar trenul duc, duc, da eu mă duc. Tu, 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 ori apuși la dreapta, ori apuși la stânga, ori pe unde ai faci, pe tot acolo ajungi de-a felul. Tu, da eu mă duc, tu, stai, stai și fă ce vrei. Da trenul, tu, da eu mă duc, tu, duc, da tu mai stai, stai, stai și fă ce vrei, și fă ce vrei. Pentru fiecare. Și dacă azi vine, înseamnă că tornea. Tărți în roman cântă, lumea jos să vândă. Hai să facem trenul și chiar să ne distrăm. Dar trenul tu, tu, da, tu mai stai, stai, stai și fă ce vrei. Hai trenul, da, trenul tu, 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 da, eu mă duc. Lăsând un pic la o parte latura aceasta artistică a lui Pavel Stratan, ce hobby-uri are Pavel Stratan? Ce face dincolo de camerele de filmat, dincolo de orele petrecute în studio la înregistrări? Cum își petrece timpul liber? Sport, iluzionism, copii, distracție, nu știu, pescuit, că... așa. Își dedică timpul familiei. Cel mai mult, da, cu copiii. Aveți o familie frumoasă, aveți o soție frumoasă. Ce altceva și-ar mai dori Pavel Stratan? Ce și-ar dori să-i aducă Moș Crăciun? Să mă ajut să lansez cât mai repede albumul pe ăsta nou, că prea mult îmi place. Și nu știu, nu știu dacă mi-aș dori ceva așa, să spun, ce, parcă am de toate. Îmi doresc să fie copii sănătoși, fericiți și să...
ceea ce facem să aducă fericire în sufletul oamenilor. Acum de sărbători, știu că artiștii sunt foarte prinși cu cântări, cu concerte. Este cazul și acest lucru se aplică și în cazul dumneavoastră? O să aveți cântări de sărbători, de Revelion? Da, și deja cel mai multe oferte sunt din partea Moldovei. Suceava, Rădăuți, Felticeni și încă nu mi-am bătut guie unde o să cânt și, dar cu siguranță o să am foarte multe propuneri aici în partea Moldovei și mai aproape de casă și cred că o să mă hotărăsc, cred că săptămâna viitoare care vine o să mă hotărăsc deja. Înțeleg că artistul Pavel Stratan este foarte iubit de către moldoveni. Păi moldovenești când, nu? Corect! Corect! Acestea fiind spuse, vă mulțumim că ați fost alături de noi. Mulțumim și lui Pavel Stratan că ne-a acordat câteva minute. Și vă mulțumesc! Și vă mai așteptăm și cu altă ocazie, cu cel mai mare drag să ne fiți nou alături. Vă mulțumesc și eu! Yeah.